O mână de medici români inaugura în urmă cu aproape 20 de ani o secție de transplant medular. La Fundeni a fost practic refăcută secția veche de biberonerie și astfel a devenit locul unde bolnavii fără speranță au mai primit o șansă. Medicul Alina Tănase își amintește cât de greu a fost începutul. Măsurile de igienă pe care le luam erau duse la extrem. Toată echipa medicală își făcea duș la fiecare intrare în secție. Ne spălam cu betadină cu toții. Sigur că începutul e greu și întotdeauna poate că toate măsurile de precauție le exagerez un pic. Din păcate, primul caz transplantat în Fundeni n-a fost un succes. Pacientul a făcut o infecție cu o bacterie rezistentă și n-a fost bine. Și am resimțit cu toții acest caz care nu s-a dus la bun sfârșit cu succes. Am avut într-adevăr un noroc extraordinar că Fundația José Carreras a căutat în Europa de Est un centru de transplant în care să investească know-how. Ei erau asaltați de solicitări de la diversi pacienți pentru a susține procedura de transplant în Europa de Vest și atunci au spus nu, noi trebuie să construim sau să aducem know-how undeva în Europa de Est pentru a face această procedură în Europa de Est. Și vizitând mai multe centre de transplant din Europa de Est, au ales București. După anul 2004, în fiecare an am dublat numărul de transplanturi și prin 2010 am ajuns să facem 100 de transplanturi pe an, iar de prin 2015-2016 am început 200 de transplanturi pe an. Deci cumva începutul a fost greu, norocul nostru a fost extraordinar prin acest sprijin al Fundației José Carreras, care bineînțeles că ne-a ajutat și cu aceste mașini de afereză la început, care nu se puteau cumpăra în România. Tot felul de lucruri la care noi nu aveam acces, plus toate protocoalele lor. Totul a devenit protocolat, totul a devenit ca la ei și am început să facem în fiecare săptămână, apoi la două săptămâni, apoi o dată pe lună, telemedicină cu profesorul de acolo, explicând toate cazurile. Deci cumva aveam second opinion în direct prin această telemedicină care a durat aproape 10 ani, fiindcă ne obișnuisem să discutăm toate cazurile cu profesorul Holler de la Regensburg. E adevărat că oamenii care vin aici sunt oameni speciali pentru că sunt foarte bolnavi și cred că așteaptă de la oricine cel mai mic ajutor ca să trăiască. Dar oare ce le lipsește celorlalți medici, cadre medicale din alte spitale ca să avem această empatie față de pacient peste tot, nu numai în situații limite sau nu numai la secția de transplant din Fundeni? Eu cred că sunt foarte multe insule de normalitate în sistemul românesc de sănătate. Poate că nu le vedem sau poate că ele sunt prea mici, dar cu siguranță există multe, fiindcă eu știu foarte mulți medici care își dedică viața acestei meserii. Există în România, în momentul de față, un număr suficient de donatori? De donatori de celule STEM, mă întrebați? Da, de celule STEM. Avantajul nostru este că registrul este conectat cu registrele internaționale și atunci pentru orice pacient român noi căutăm de fapt în baza de date internaționale, nu numai în registrul român. Sigur că ne-ar ajuta să avem un registru român mai mare, adică cu mai mulți cu mai mulți oameni înscriși, cu mai mulți voluntari înscriși, fiindcă cu cât ar fi mai mulți români înscriși, cu atâta șansa să găsim un donator român pentru un pacient român ar fi mai mare. Dar românii încă nu au cultura aceasta a donării. Mi-aduc aminte că atunci când am fost în Germania, în fiecare săptămână erau campanii în universități, în facultăți, în tot felul de micro-întreprinderi pentru oamenii tineri. Și în fiecare săptămână era o campanie în care se duceau într-un loc unde erau tineri. Tot ce însemna între 18 și 30 de ani, loc de muncă cu 18-30 de ani, o dată pe lună cineva era acolo explicându-le ce important este să se înscrie în registru.
Și cred, doamna doctor, că aici iarăși este vorba despre mentalitate și diferența dintre mentalitatea noastră a românilor și a lor, a celor care trăiesc în Occident. Fiindcă nu ne punem în pielea celui care are nevoie. Cred că dacă ne-am gândit un pic că cel care are nevoie este aproapele nostru, ni s-ar schimba și această mentalitate. Și inevitabil, aproape toată lumea, când este vorba despre o operație, o intervenție mult mai complicată și complexă, sofisticată, se gândește la bani. Cât de scump este un transplant? Transplantul este decontat de Ministerul Sănătății în România. Toate tipurile de transplant. E un program special doar pentru transplant. Noi primim, conform normelor, 20.000 de euro, aproape 20.000 de euro pentru un auto și aproape 40.000 de euro pentru un alo. E diferență mare față de Europa de vest. De curând am cerut un preț la Hamburg și prețul e 270.000 de euro. Iar în Statele Unite vorbim de jumătate de milion de dolari. Deci, practic, o diferență în străinătate costă 270.000, aici 40.000? Da. De ce această diferență? E uimitoare! Fiindcă acolo orice consult costă. Acolo profesor fee îi cu zecile de mii. Adică fiecare lucru este foarte bine stipulat și este inclus în preț. Tot ce înseamnă salariul de la registratorul medical care face raportarea de transplant. Toată lumea își găsește un loc ca lucrurile să funcționeze. Deocamdată, programul nostru de transplant ne decontează medicamentele, materialele sanitare. Există o încredere sau mai degrabă o neîncredere a omului bolnav în sistemul de sănătate în general din România și tocmai de aceea foarte mulți apelează la operațiile în străinătate și strâng bani să efectueze acolo transplantul. Deși aici la Fundeni există același cadru, aceiași specialiști, sunt aceleași condiții ca și în străinătate. De unde credeți că vine neîncrederea asta? Dacă vedem la televizor că-s gândaci în spital, de ce te-ai gândit că la Fundeni nu sunt? Sigur că ți-e frică să te duci într-un spital în care ai auzit că sunt gândaci sau ai auzit că cineva s-a prăpădit sau ai auzit diverse lucruri. Cred că foarte puțin din cei care vin și stau de vorbă cu noi sau au cunoscut pe cineva care a făcut această procedură, se duc în străinătate. Dar este această idee că sistemul românesc nu are locația bună, nu are medicamentele care trebuie, nu are materialele sanitare care trebuie, adică ceva îi lipsește. Și lipsește într-adevăr ceva? Cred că n-aș fi corectă să spun că nu îi lipsește nimic. Nu. Și cred că și dacă aș lucra în Germania, n-aș putea să spun acest lucru. Fiindcă întotdeauna, sau așa este în specialitatea noastră, întotdeauna există ceva pe care îți dorești să-l faci în plus pentru pacienții tăi. Și dacă ai văzut că există un medicament sau există un device sau există o procedură celulară care dă rezultate mai bune, îți dorești și tu să faci pentru pacienții tăi. Și sigur că există lucruri pe care eu nu pot să le fac aici, dar standardul de tratament nu se pune problemă.